Ministerul Transporturilor a fost de acord ca una dintre cele trei clădiri ale Spitalului CFR Simeria, compartimentată pentru activitatea de baie populară și care actualmente este dezafectată, să fie transferată autorităților locale pentru a deveni centru de îngrijire pe timp de zi a persoanelor vârstnice. Consiliul Local al orașului Simeria și-a manifestat interesul cu privire la preluarea clădirii, scopul trecerii acesteia în domeniul public al UAT Simeria fiind accesarea finanțării pentru înființarea centrului de zi. La prima vedere, demersul pare lăudabil. Ideea nu este rea, doar că adresabilitatea nu este cea care a prezentat-o. Noi am încercat din 2018 să facem îngrijire la domiciliu și s-au ajuns undeva între 10 și 15 persoane care necesită în medie treaba asta. Asta pe de o parte și pe de altă parte ar trebui găsită o altă locație pentru că este o zonă foarte aglomerată între blocuri și asta va crea probleme mult mai mari cu privire la acces și la parcările cetățenilor din ansamblul ăla de blocuri. Iar dacă se ajunge la 50 de persoane minim, așa cum s-a prezentat în nota de fundamentare, cheltuielile orașului sunt în jur de 2 milioane pe an. Lucru pe care trebuie analizat bine dacă ne putem permite sau nu. Chiar dacă finanțarea proiectului este asigurată prin măsurile din PNRR, la o simplă analiză economică se pare că efortul bugetar pentru asigurarea funcționării și a serviciilor oferite unui număr de 50 de persoane în centrul de zi pune pe butuci bugetul local, din care trebuie susținute și alte proiecte de investiții. Cheltuielile de a se finanța lucrarea sunt ok. Da, orice bani veniți sunt în regulă, dar să vedem și dacă ne putem permite să întreținem ceea ce promovăm. Noi trebuie să analizăm un pic mai bine din punctul ăsta de vedere că s-a propus un campus universitar, s-a propus și iară un centru din ăsta medical, s-a propus și finanțarea unui centru after school pentru copii. Asta ne duc la niște cheltuieli care în totalitate ne duc undeva la 5-6 milioane pe an. Noi trebuie să vedem, să le prioritizăm, ar trebui să le vedem, să le prioritizăm și să ne alegem care ni le putem permite și care nu, și până la ce nivel. Este știut faptul că bugetul primăriei Simeria este unul foarte mic și, după cum spunea chiar primarul Iulius Bedea, 60% din bani se duc pe cheltuielile de funcționare și salarii, dar și acestea sunt asigurate doar până în toamnă.